Te înfioară numai gândul că s-ar putea să nu-ți mai funcționeze rinichii și nu mai simți nevoia să mergi la toaletă. Ce faci în acest caz? Uite, ai un bonus la viață, prin dializă. Află imediat cum. Prima invitată de astăzi este doamna dr. Raluca Ungurean, medic primar nefrolog la Spitalul Militar. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit! Ce este dializa și de câte feluri este? Dializa îmi place să-i spun sugestiv rinichiul artificial, deoarece este o metodă de terapie prin care se suplinește funcția rinichiului și anume acea de epurare, de eliminarea toxinelor din sânge. Dializa se bazează pe procedee fizico-chimice prin care, prin intermediul unei membrane, se realizează aceste schimburi dintre sânge, un compartiment lichidian, sângele, și un alt lichid, lichidul de dializă. De aici rezultă și mai multe tipuri de dializă, și anume hemodializa, care folosește aparat de dializă, care se poate face numai într-o unitate medicală, în care pacientul este branșat la aparatul de dializă și schimburile se fac între sângele acestuia și lichidul de dializă printr-o membrană numită dializor. Durata ședinței de dializă poate fi ore, când vorbim de hemodializă intermitentă, sau poate să dureze chiar 24 de ore din 24, când vorbim de hemodializă continuă. De asemenea, mai există dializa peritoneală, care se poate face la domiciliul pacientului, deoarece membrana prin care se fac schimburile este chiar peritoneul pacientului. Lichidul de dializă se introduce în burtă, ca să zic pe înțelesul omului, în peritoneu, și aceste schimburi se fac de 4 ori pe zi la domiciliu. În Brașov am înțeles că funcționează 4 centre de dializă. De ce e nevoie de atâtea? Care sunt situațiile în care un om are nevoie de dializă? Ca să vă pot răspunde la această întrebare, întâi o să fac o scurtă clasificare în insuficiență renală acută și insuficiență renală cronică. Practic, insuficiența renală acută este pierderea funcției renale care se instalează în scurt timp și este reversibilă. Deci, pacientul având nevoie de dializă pentru o scurtă perioadă de timp, și insuficiența renală cronică, în care există deteriorarea funcției renale lent, progresiv, în timp și care este irreversibilă, pacientul fiind dependent de dializă practic toată viața. Asta până când se face un transplant renal. Până se face un transplant renal, până când există o altă metodă de supleere a funcției renale. În țară există 7.000 de bolnavi în program de supleere renală, de hemodializă sau de dializă peritoneală, chiar și Brașovul având 300 de pacienți. Deci faptul că sunt mai multe centre, de fapt, este în favoarea pacienților, ca să fie tratați la timp, să nu existe liste de așteptare. Exact. Cât de des trebuie făcută dializa? Dacă ne referim la insuficiența renală cronică, de care v-am povestit anterior și care se face toată viața, sunt 3 ședințe pe săptămână cu durata de 4 ore. Dacă ne referim la insuficiența renală acută, unde se reia funcția renală, atunci poate să dureze, în funcție de reluarea funcției, poate să fie zile până la luni. Bun. Și se poate face zilnic, chiar cu durată de 24 de ore din 24. În mod obișnuit, hemodializa, să zicem, se face de câte ori pe săptămână? De 3 ori pe săptămână, durata unei ședințe fiind de 4 ore. Și în acest timp asigurați și un regim alimentar? Deci ce recomandări aveți? Care e calitatea vieții unui om dependent de dializă? La fel, îmi place să numesc dializa ca viață după moarte.
deoarece acești pacienți, dacă nu ar fi existat metoda de purare renală, ar fi fost sortiți morții. După începerea hemodializei, deci ei poate să se consideră practic oameni normali, pot să-și ducă viața la fel ca și înainte, se pot duce la servici. Ce recomandări aveți pentru persoanele hemodializate în privința alimentației? Cel mai greu pentru ei și cu ce ne luptăm cel mai mult, restricția hidrică. Pacienții dializați nu mai au diureză și atunci lichidele sunt restricționate. Deci nu mai e nevoie să meargă la toaletă. Nu mai e nevoie să meargă la toaletă. Restricțiile sunt de 500 ml pe zi, ceea ce este foarte greu de obținut. Regimul hiposodat, deci fără sare, și, cum am zis, regimul de hipoproteinemic, restricția de proteine, nu se mai aplică. Ei, din punctul ăsta de vedere, fiind fericiți, le explic că după începerea dializei pot mânca și cu carne. Deci, practic, dializa aduce un bonus de supraviețuire. Da, practic, dacă n-ar fi existat, n-ar fi existat nici acești oameni. Persoanele dependente de dializă pot călători categoric, în afara localității? Categoric. Da? Deci există centre. Pot avea concedii? Pot avea concedii. Există centre de dializă în toate orașele. Se realizează prin transfer de la un centru de dializă la altul. La fel și noi, Brașovul fiind un oraș turistic, avem o groază de solicitări. Pentru turiști? Pentru turiști. Da, asta e foarte bine. Mulțumesc pentru interviu. Cu multă plăcere.